Maria. Acum... Votează Călin Popescu Tăricianu la această oră. Vedem imagini în direct și vom asculta declarațiile în scurtă vreme. Continuăm discuția cu Dan Apostol. Foarte bună concluzia Mariei. Foarte mulți tineri vorbesc despre asta. La videle, doamna spuneam, doresc să-mi vină copiii acasă și vorbeam despre felul în care se votează în diaspora. Datorită acestor tablete, slavă Domnului, reușim să aflăm în timp real. Și așa arată în momentul de față portretul sau profilul alegătorului din străinătate. Vom continua imediat. Călin Popescu Tăricianu. Ce vreau să vă spun, că pentru prima oară după 30 de ani asistăm la niște alegeri care practic au fost într-un perfect anonimat, fără campanie electorală, fără ca să existe dezbaterile necesare în așa fel încât alegătorii să poată să ia cunoștință de programul fiecărui candidat, să voteze apoi rațional, pe baza ofertei electorale făcute de fiecare. Este un deficit democratic grav din acest motiv și am de gând să fac o propunere pentru modificarea legislației electorale, astfel încât campania electorală să fie una vizibilă din toate punctele de vedere, în așa fel încât alegătorii să poată să cunoască care este programul fiecărui candidat. Am o singură bucurie și anume faptul că urmarea propunerilor pe care le-am făcut și care au fost adoptate în legătură cu votul anticipat pe mai multe zile, am văzut că s-a exercitat votul românilor din străinătate în condiții mult mai civilizate, unii din ei direct, alții prin corespondență, și mă bucură că s-a reușit acest lucru, să revenim la o situație de normalitate care să dea posibilitatea tuturor alegătorilor să își exercite acest drept democratic. Păcat că au votat până acum atât de puțin, sper că astăzi numărul celor care vor veni la vot la urnele din străinătate să fie în creștere. Vă mulțumesc foarte mult. După votul de astăzi și cum vedeți România? Așteptările de pe votul, după votul de astăzi, așa cum v-am spus înainte, vedeți că nu sunt foarte mari, tocmai din cauza acestui deficit democratic pe care îl înregistrează România. Da, vom vedea, vom aștepta diseară la ora 21 închiderea urnelor și rezultatul și atunci voi putea spune mai mult. Cum vedeți viitorul României?